început cum e gata. Cine e ziarista care a fost de atunci? Cristina? Uite acolo. Hai să mergem aici. Adriana, îți place? Frau Ministerin, Doamna Ministra, Herr Bürgermeister, Domn Primar, meine Damen und Herren, Doamnelor și domnilor. Sie haben schon einen Teil der Baustelle gesehen, in dem Sie hier heruntergefahren sind. Sigur, ați văzut o parte din lucrare pe drumul până la podul la Mureș. Ich möchte Ihnen deshalb kurz etwas über den Bautenstand erzählen. Și am dorit să vă spun despre stadiul lucrărilor. In der Section 1b, die Sie soeben gesehen haben, în sectorul 1b pe care l-ați parcurs, sind die Bauarbeiten unter Durchführung von Beschleunigungsmaßnahmen. Sigur, lucrările sunt se lucrează la capacitate maximă. In vollem Gange. Genau wie in der Section 1a. Sigur, la fel ca și în sectorul 1a dinspre Nădlac. In beiden Abschnitten wird auch samstags und sonntags gearbeitet. În ambele sectoare se lucrează atât sâmbătă cât și duminica. Der Beginn der Frostschutzschicht ist geplant Mitte Juni. La straturile rutiere, și anume la balast, se va începe cu mijlocul lui iunie. Beginn der stabilisierten Ballasts ist geplant Anfang Juli. Stratul de balast stabilizat se va începe cu așternerea lui la începutul lunii iulie. Der Beginn der Asphaltarbeiten ist für Mitte bis Ende Juli geplant. Iar lucrările de asfaltare sunt planificate să înceapă în mijlocul sfârșitului iulie. Dabei wird je nach Fertigstellungsgrad in der Section 1b und in der Section 1a. Se va începe cu lucrările de asfaltare din partea sectorului 1B dinspre kilometru 12, fiind mai avansate lucrările, după care se va, sigur, concomitent și din 1A, se va trece la lucrările de asfaltare. Ihnen eine Dimension zu geben, wie die Arbeiten zurzeit voranschreiten. În moment să vă dăm așa o dimensiune, în ritmul în care se lucrează. Kann ich Ihnen berichten, putem să vă spunem, dass wir zurzeit 60.000 bis 70.000 Kubikmeter pro Woche. În momentul de față, la lucrările de terasamente, se realizează umpluturi în jur de 60 până 70.000 de metri cubi săptămânal. Da wir bei den Arbeiten stark wetterabhängig sind, sigur, lucrările sunt influențate de condițiile meteorologice, werden im Falle, dass Schüttarbeiten eingestellt werden müssen. În cazul în care vremea nu permite să se facă lucrări de umplutură la terasamente. Die Transporte weitergeführt und das Material auf Deponien zwischengelagert. Transporturile de material nu sunt oprite și se fac depozite. Auch insgesamt die Schwierigkeiten, die wir mit dem Transport im öffentlichen Straßenraum haben. Pentru a nu avea greutăți ulterior în transportul materialului pe drumurile publice. Zu kompensieren und sigur, prin acest lucru compensăm, aducem un depozit și după aceea se pune direct în operă și materialul este asigurat pe șantier 24 din 24. Im Abschnitt 1b befindet sich ja auch die Mureșbrücke, wovor wir zurzeit stehen. În sectorul 1b, de la kilometru 6 la 12, sigur, se află și podul Mureș, locul în care ne aflăm. Die Mureșbrücke befindet sich voll im Zeitplan. Podul Mureș este în graficul de execuție. Der letzte Lückenschluss, der hier vorne noch zu machen ist. Închiderea podului, închiderea centrală la podul Mureș se va realiza pe data de ist vorgesehen für den 22.7. Pe 22 iulie se va finaliza, se va închide podul. Dann brauchen wir noch circa 3 Monate. După care ne mai trebuiesc în jur de 3 luni. Die Restarbeiten der Mureșbrücke, wie lucrările finale, Lärmschutz, Leitplanken und so weiter, von absorbante, zona mediană, fertigzustellen. Să le finalizăm. Für die Section 2. Pentru sectorul acela 2. Ja,
între kilometri. Sectorul 2, care e cu zona aeroportului. Haben wir am 3.5. Am das CTE approval bekommen. Pe data de 3 mai am primit aprobarea CTE-ului de către la ANED. Vom comité wurde ein zusätzliches avis von der Apelo Romano verlangt. S-a mai cerut în avizul CTE-ului un aviz suplimentar de la Apele Române. Dieses avis ist am Donnerstag gekommen und eingereicht worden. Acel aviz s-a primit joi, acum săptămâna trecută, a fost înaintat și către beneficiari. Sodass die Baugenehmigung jetzt erteilt werden kann. Deci, autorizația de construcție pentru sectorul 2 se poate emite în orice moment. Dies ist schnellstens erforderlich. Este necesar să ni se emite cât mai repede posibil. Um die Termine, die ich Ihnen später noch erzählen werde. A putea să ajungem la datele stabilite de către noi, care o să vi le dăm puțin mai jos. Nur einige Schlagworte, das DSV Building wird am 30.5. also am Montag gekauft. Clădirea DSV pe data de 30.5 luni se va cumpăra, este negocierea finală. De fapt se va cumpăra clădirea. Der Umzug des phytosanitären Laboratoriums ist vorgesehen Anfang Juli. Laboratorul fitosanitar care este pe partea cealaltă a DSV-ului este sediul nou, este în lucru, iar cei din de la laborator se pot muta la sfârșitul lui iulie. Was wir dazu dringend auch noch brauchen, ist eine Government Decision für die Übertragung zwischen den einzelnen Ministerien bzw. von uns. Sigur, aici mai este nevoie de acea hotărâre de guvern pentru transferul de la o clădire la cealaltă. Acesta este unul dintre contractele care, din nefericire, s-a încadrat în categoria contractelor cu penalizări. Deja am aplicat, că cine ADR-ul a aplicat o penalizare de 1,5 milioane de euro. Sperăm să nu fie cazul de noi penalizări, astfel încât constructorii să se mobilizeze. Din nefericire, ultimile luni ne-au arătat că n-au existat reguli și atunci stăpânul autostrăzilor și drumurilor naționale în România au fost constructorii, nu autoritatea. Schimbarea regulilor din ultima perioadă, inclusiv a contractelor, a introducerea standardelor de cost, schimbarea legii privind regimul exproprierilor și implicarea directă a noastră și a Ministerului și a companiei naționale, chiar în chestiuni care erau în responsabilitatea directă a constructorilor, a făcut ca proiectele să se miște și iată să vedem că în sfârșit se lucrează în forță. Eu sper că ceea ce a fost asumat astăzi în fața dumneavoastră să fie respectat, fără niciun cost în plus. Pentru că și pe noi ne costă ca stat întârzierea dumneavoastră și, așa cum am spus dintotdeauna, suntem într-un parteneriat. Dumneavoastră vreți să faceți profit și statul român trebuie să facă profit și profitul se traduce în termene respectate și costurile asumate inițial din contract să rămână ferme, nu să se transforme în claimuri nenumărate. Also wir können Ihnen zusichern, dass wir so schnell wie möglich unter Aufbietung aller Kräfte arbeiten, um dieses Projekt fertigzustellen. Vă putem promite că o să luăm toate măsurile să realizăm ceea ce am declarat astăzi în fața oficial, în fața tuturor.